Aș vrea să am câteva gânduri din acest pasaj legate de viața de familie, pentru că a fost o seară mai mult în care copiii i-au binecuvântat și am binecuvântat pe Domnul pentru copii și pentru familia noastră și suntem la binecuvântare cu micuța în familia fratelui și a sorei Crețu. E un pasaj cunoscut, am predicat de mai multe ori din acest pasaj, însă m-am gândit aici la, nu știu exact câte din ele am să vă aduc, însă cel puțin două gânduri care aș vrea să le am vis-a-vis de contrastul ăsta între cele două familii și copiii care au rezultat din aceste familii. E pus aici în contrast familia lui Eli, a preotului Eli, cu familia lui Elcana. Și e pus în contrast Samuel cu fiii lui Eli. Și asta am spus, contrast între familii și copii. Și ce am putea să învățăm din cuvântul Domnului, că e tare bine când înveți pe pielea altora. Și e tare scump și greu când înveți pe pielea ta. Și m-am uitat în acest pasaj, desigur că sunt mult mai multe lucruri și adevăruri, dar ce mi-a rămas în minte pentru seara aceasta este că cine își va iubi sau prețui, luat în contextul acesta, cinsti copiii mai mult decât pe Domnul, va ajunge să-i deplângă. Și cine îl va prețui pe Domnul și îl va cinsti mai mult decât copiii sau cei dragi ai lui, va ajunge să se bucure. Văd asta așa de clar. E negru pe alb aici. Nu este vorba de cât cunoști din Scriptură, nu. În domeniul ăsta, Eli l-ar fi băgat în buzunar pe Elcana. Eli era preot. Eli cunoștea legea Domnului, practicile care erau în Israel. Era omul altarului, era judecător în Israel, omul care mergea să facă dreptate în cetate, în cetate, în poporul lui Dumnezeu. Așa că nu era o vorbă ca să fie vreo... Știu eu, un grad de comparație între cei doi, nu, în privința asta. Dar în loialitatea și în prețuirea și în inima lor față de Dumnezeu era mare diferență. Mare diferență. Și spun asta fiindcă dacă vă uitați în versetul 30, când vine un om al lui Dumnezeu pe care Domnul a trimis să vestească peste casa lui Eli pedeapsa care Domnul urma să o aducă, spune versetul 30, de aceea, din 1 Samuel 2, versetul 30, de aceea iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel, adică Dumnezeul căruia tu îi slujești și pe care tu îl reprezinți pentru poporul ăsta, fiindcă el era preot. Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău o să umble totdeauna înaintea mea. Adică ți-am făcut o făgăduință, poate când a început slujirea, nu știm, undeva de-a lungul slujirii lui Eli, Domnul i s-a arătat și a promis continuitate în continuare în familia lui că va avea preoție așa cum le-a fost aranjată de la Aron mai departe. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Wow! Domnul își schimbă planurile vis-a-vis de casa lui Eli. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. La cine se referă? La fiii lui Eli? Și la fiii lui Eli, dar se referă și la Eli. Fiți atenți, versetul 29. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face, fiți atenți, că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine. Asta îi spune lui Eli. Cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine și vei vedea cu durere necazul care va veni peste casa ta. Nu te vei bucura de ei și nici ei de urmașilor în preoție. Era cineva nefratit care nu era inițiat în cele preoțești, care n-avea dreptul la altar,
care nu venea din neam de levit, dar care avea o inimă pentru Domnul și era evlavios. Era un om care a trăit în generația în care fiecare făcea ce îi plăcea. Asta a fost fraza care a caracterizat epoca judecătorilor, perioada judecătorilor. E ceva de genul zilei de astăzi, în care nu mai e respect, rușine, teamă, care fiecare face whatever they like. Și în societate și în Christianity. N-a mai fost așa. Copiii în atitudine față de părinți, în structurile de autoritate, în fiecare, domnule, un individualism cras. Așa era atunci. Elcana însă în generația aia stricată era un om deosebit. Spune Scriptura de el că în fiecare an, uitați-vă aici în capitolul 1 care a fost citit, versetul 1, era un om din Ramataim, Tsofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tsuf, efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, cealaltă Penina. Omul acesta, fiți atenți, versetul 3, se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, acolo era cortul, ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Și la Silo erau niște preoți curvari. Așa spune. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineaz, preoți ai Domnului, compromiși până în măduva oaselor, care n-aveau nimic de a face cu Domnul, dar care trăiau de pe spatele Domnului. Care trăiau din numele Domnului. Care trăiau din închinarea lui Elcana. Așa cum am spus, omul acesta, Elcana, nu avea cunoașterea de Dumnezeu pe care o avea Eli. În mod sigur nu avea educația lui Eli, nu avea nici genealogia, alegerea care casa lui Eli a avut-o. Însă avea ceva ce cred că Eli n-avea și să mă ierte Eli dacă zic că n-avea și avea. Avea o soție de aur, Elcana. O avea pe Ana. Era un aur la casa omului. Penina, deși avea copii, așa era în vremea aceea, soțiile le aveai în măsura în care puteai să-ți permiți și să, mă rog, aibă copii ca să ai influență, autoritate, să producă. Pe vremea aceea copiii nu erau un consum, copiii erau o investiție. De cât mici începeai să-i pui la lucru casei, erau mână de lucru. Creșteau mari, era apărare pentru familie, protecție și așa mai departe. Cealaltă soție, Penina, deși avea copii, se simțea inferioară Anei. Și spun asta, nu pentru că crezi că se simțea inferioară, dar o înțepa la acest subiect că ea n-are copii. Cum, de obicei, un om care se simte inferior nu îl înțeapă pe cel care știe că e inferior. Înțelegeți? Noi nu invidiem pe aia care sunt mai jos decât noi, pe scară socială. Fii atent ce hârbă are ala. Ah, ce m-aș dori și eu hârbul lui. Spune cineva așa ceva? Nu. No. Fii atent ce iarbă proastă are ăsta în jurul casei, numai buruieni și îl invidiez. Nu invidiez așa ceva. Noi de obicei invidiem și înțepăm pe ăștia care ne deranjează că sunt mai descurcăreți ca noi, că au mai bine ca noi, că sunt văzuți mai bine ca noi, mai privilegiați, că doar le putem ponegri cumva numele sau ce au sau ce au realizat și să ne simțim noi mai bine că nu suntem chiar așa ca ei, că ei sunt așa fiindcă sunt vai de ei. Înțelegeți? Așa că în mod sigur Penina se simțea inferioară Anei, pentru că ea era cea care o înțepa pe Ana. Și fiindcă se simțea inferioară, ori de câte ori găsea ocazia să se simtă cumva mai bună decât Ana, să se compare cu ea, făcea asta. Și spune Scriptura, ori de câte ori se urcau la templu, la portul întâlnirii, Penina o înțepa. Și zilele Anei la închinare erau zile de plânset și de post. Zice, nu mânca și plângea. Și soțul ei nu mai avea o dispoziție bună și spunea, păi nu valorez eu mai mult decât 10 fii sau expresia care o folosește pentru tine. Însă Penina știa ce să-i spună, ca să o facă pe Ana să sufere și să se bucure Penina de suferința Anei.
Sunt și persoane din astea, Doamne, ai milă și îndurare. Dacă ești o persoană care știi doar să înțepi și să bagi bețe în roate și să faci pe altă să se simtă mai, știu eu că nu, ai probleme serioase, serioase, mai ales să fii, să spui că ești în Hristos. Însă asta era Penina. Era singurul subiect în care se vedea superioară. Ana însă era o femeie vlavioasă. Era o femeie temătoare de Domnul. Era o femeie care cumva s-a cuplat bine cu soțul ei, că spune că soțul ei iubea mai mult pe Ana. Întotdeauna când ai două neveste sau ce se întâmplă acolo țiitoare și va fi favoritism și probleme care habar nu avem, cei care trăim în generația de azi căsătoriți cu o soție o singură dată. Discutați cu oameni din lumea musulmană, să vedeți cât de fericiți sunt. Vorbiți cu fratele Peter Wrong. În cultura din care dânsul vine, sunt mai multe soții într-o casă. Totdeauna e competiție, totdeauna e vrajbă între copii. Nu duce la mare bine. Dumnezeu a creat Adam și Eva, nu Adam și Eve. Mă rog, asta e foarte important. Însă Ana, în mâhnirea ei și în durerea ei, spune în versetul 10, Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea și a făcut o juruință și a zis, Doamne, dă-mi copii, că dacă nu, îmi iau viața. Doamne, eu nu merit cel puțin cât ai dat lui Penina? Nu ești drept. Unde e grija ta față de mine? Unde? Poate altcineva ar fi făcut așa. Ana însă a zis, Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui, adică dacă îmi dai un copil, al tău o să fie pentru totdeauna. Eu nu vreau copii ca să ne îmbogățim, eu nu vreau copii ca să-i trimit la lucru și să ne mărim forța de muncă, eu vreau copii care să poarte numele tău și să slujească ție. Dacă îmi dai un copil de parte bărbătească, fiindcă ea puteau să implice în slujire, în generație de atunci, ți-l voi da ție înapoi. Wow! Să spun așa o femeie care n-are copii, care își dorește să aibă copii și când vine copilul să spună, nu-i al meu? Nu spune și tu o să mai îmi dai după aceea. Unul dacă îmi dai. E al tău. Văd aici o mare diferență între familia lui Elcana și atitudinea Anei și între familia lui Eli și atitudinea lui Eli. De Eli spune, cinstește mai mult pe copiii lui decât pe mine și într-o slujbă care ar trebui să dea tonul pentru toți ceilalți. De Elcana și Ana îl iubea pe Domnul, erau credincioși în mijlocul unei generații în care fiecare făcea ce vroia, se cufunda în păcat. Ei s-au ridicat deasupra și erau împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu și o inimă deosebită pentru copilul ei. Îmi place un amănunt, și am să mă opresc la punctul acesta, din diferența între cele două familii. Când Ana îl duce pe Samuel la templu, era micuț copilul, nu știm câți ani să fie avut, 4, 5 ani, 6 ani maximum, nu mai trebuia să fie înțărcat, adică nu mai trebuia să fie alăptat, să fie lângă mama, putea să meargă, să vorbească, să fie trimis la anumite responsabilități pentru vârsta lui. Pentru vârsta lui. Atunci îl duce la templu, la cortul întâlnirii. Când îl duce la cortul întâlnirii, Eli nu spune, ce mă aduci copilul ăsta aici? Aici e babysitting, pentru ce? Nu vrei să ți-l crești tu? Era de înțeles că l-a adus acolo ca acel copil să crească în acel mediu, să fie folositor, să slujească Domnului. Pentru asta l-a adus. Așa că un copil de 5-6 ani putea să aibă responsabilități la curtea Domnului. Acum, ce șansă avea Samuel la cortul Domnului? Venind din Efratiți, ce șansă avea Samuel că în preoțime până e lumea și pământul? Era clar. Pentru ce a fost dus Samuel la cortul întâlnirii? Preot n-o să fie în veci și pururea. Dați-mi voie să vă spun pentru ce a fost dus. Să fie sluga fiilor lui Eli. Să-l slujească pe Domnul acolo. Mama lui însă, știți cum l-a îmbrăcat?
Ce frumos spune acolo cuvântul, că i-a făcut un efod, așa micuț. Efodul era parte din costumația preoților. Acum, era o iluzie ca Ana să creadă că vreodată fiul ei o să îmbrace vreun efod când crește mare. Dar ce înțeleg eu din asta e că ea a spus, tu o să fii un preot al Domnului în slujire, în responsabilitățile care ți se dau acolo. Și să știi că ce o să faci tu acolo, tu slujești Domnului. Dați-mi voi să vă spun ce făceau la cortul întâlnirii. Noi avem aceste imagini frumoase, fotografii și m-aș duce și eu acolo. Te duce și tu acolo să miroși animalele, să cureți balega, să speli sângele care curgea de la jertfă, să cari lemne să pui pe foc, să cari apă, te duce și tu acolo. Și în zile de soare să te mănânce muștele și în zile de ploaie să fii... Asta era munca la cortul întâlnirii. Deloc ceea ce vedeți în fotografii. Deloc. Era muncă rudimentară, era muncă grea, care 24 din 24 de ore trebuia alimentat acolo. Focul și jertfa și tot ceea ce ținea. Când era sărbător, erai terminat. Nu găseai podeaua să pui capul să dormi. Pentru asta l-a dus Ana pe Samuel la cortul întâlnirii. Nu să iasă din el nu știu ce, ci să fie acolo să slujească Domnului. Și l-a îmbrăcat ca pe un mic preot, ca să-i spună, pentru mine înseamnă enorm de mult orice slujire care tu ai pentru Domnul, fiindcă pentru mine Domnul e foarte important, e numărul unu. Niciodată nu vei visa ce poate face Dumnezeu din copii, din familia care eu încredințez lui, când tu îl onorezi pe Dumnezeu. Niciodată nu vei visa. Însă n-are cum să ajungă cu un viitor strălucit și în binecuvântarea lui Dumnezeu când îl dezonorezi pe Dumnezeu în favoarea copiilor tăi, spunând că așa e mai bine pentru ei și eu îi protejez ca și părinte și ca... Eu nu învăț, Doamne ferește, ca cineva să-și urască copiii, mă cunoașteți mult mai bine decât asta. Dar spun că Dumnezeu trebuie să fie primul și copiii din casa ta și soțul și soția trebuie să știe că mama și tata sunt oameni evlavioși care îl iubesc pe Domnul, ne iubesc și pe noi, dar îl iubesc pe Domnul cu tot ce sunt și tot ce au. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea asta de contrast care i-a arătat aici între familia lui Eli și între familia lui Elcana. Și acum un gând și pentru tineri, pentru copii mai în vârstă care înțeleg, dar în mod deosebit pentru tineri. Am spus așa, din cel mai sfânt loc au ieșit cei mai corupți tineri, am să repet din nou, și din cel mai corupt anturaj a ieșit cel mai integru om. Din cel mai sfânt loc, de la cortul întâlnirii, de la Silo, cel mai sfânt loc din Israel, au ieșit cei mai corupți tineri, fiii lui Eli. Și din cel mai corupt anturaj în care a crescut Samuel, a ieșit cel mai integru om. Spuneți-mi mie cum vine asta. Că de obicei când apar probleme, noi dăm vina pe anturaj, pe mediu. Niciodată pe copilul meu, adică rare ori pe el. Că aia l-a învățat, că de asta, că, dar eu nu, la noi în casă nu, la... Și apoi când avem noi probleme la tinerețe, dăm vina pe părinți. Că tata a fost așa și că mama așa și nu știi tu, când îi spun tânărului că trebuie să asculte de părinți, nu știi tu cât de nedrept sunt părinții mei și sau știu eu. E foarte interesant. Aici ni se spune că în ciuda tuturor zarurilor care au fost aruncate, se întâmplă total opusul. Total opusul. Dați-mi voie să vă citesc, pentru cei care nu sunteți familiari cu pasajul ăsta. Versetul 12 din 1 Samuel 1. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Când venea omul să aducă jertfa la altar, trimitea sluga, nici măcar nu se prezentau ei. Trimitea sluga să spună, înainte ca să fiarbă carne, am adus mie carne crudă, eu fac cu ea ce vreau. Eu prepar așa cum îmi place mie. În legea lui Dumnezeu era scris care e partea din jertfea preoților. Și închinătorul care venea spunea, care mai erau evlavioși pe vremea aia din Israel, v-am spus, era vremea în care fiecare făcea ce vrea,
Stai puțin, dar nu se poate, eu am venit să aduc jertfă Domnului. Și sluga spunea, ba da, dacă nu ți-o iau cu silă, aici faci ce spun eu. No, bravo, ai omorât animalul, mai poți să-l învii, să-l iei acasă? Bine, ia-ți. Și puțin mai jos, nu doar că ne socoteau, spune, jertfele Domnului. Aici nu era că vine față de cutare și ăsta e din zona respectivă, ăștia mai las, ăștia iau și... Aici era vorba de jertfa adusă Domnului, aia era nesocotită. Și apoi spune că aveau niște angajate acolo la cortul întâlnirii să facă curățenie, numai curățenie nu făceau ele acolo. Și fiii lui Eli aveau relații sexuale cu ele, la cortul întâlnirii. În spatele clădirii, în camerele de jos, păstorii, diaconii, relații sexuale cu responsabili departamente. Eli a știut de asta. Și când a aflat, a spus, copiii dragi, nu e bine ce faceți. Scuze. Copii dragi, nu e bine ce faceți? Da, slujba continuă. De asta mă necinstește pe mine și își cinstește copiii. Ăștia erau fiii lui Eli, care au crescut într-o familie de preot, care a știut cuvântul Domnului, căruia Dumnezeu i s-a arătat, căruia Dumnezeu i-a promis că îi va binecuvânta familia, dar s-a întors împotriva lui, fiindcă a fost un om care a ajuns să prețuiască mai mult familia decât pe Domnul. Samuel, un copil mititel, a dus să fie slugă la niște compromiși de nici nu meritau să-i privești în față. Și face acolo muncă de corvoadă. Crește într-un mediu, așa cum am spus, compromis. Vede ce se întâmplă acolo. Vede ce fac mai mari lui. Vede ce fac mentorii lui. Însă primea o susținere de acasă, periodic, cel puțin anual. Mama lui se ducea la el cu tatălui la momentul jertfei. Îi aducea o mantie nouă care să se cuprindă și sunt sigur îi spunea cât de mândru e ea de copilul ei, că e acolo și că îi slujește Domnului. El a fost dus acolo să-i slujească Domnului. Să-i slujească Domnului. Și se întâmplă ceva care face diferența între acești fii și Samuel. În versetul 12 din 1 Samuel, capitolul 2, spune așa, fiii lui Eli erau niște oameni răi și eu v-am zis lucrurile, faptele care le făceau, care spune aici în acest pasaj și apoi în versetul 22, că trăiau cu, se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Dar motivul principal pentru care fiii lui Eli erau niște oameni răi, versetul 12 spune, nu cunoșteau pe Domnul. De asta erau oamenii răi. Și fiindcă nu cunoșteau pe Domnul, își permiteau să facă orice. Acum și Samuel nu cunoștea pe Domnul. Nu cunoștea, fiindcă cuvântul Domnului era foarte rar. Vedenile nu erau dese. Domnul nu se mai arăta. N-avea cu cine să vorbească. Dar Samuel și-ar fi dorit să-L cunoască pe Domnul. El de-aia a fost dus acolo, să-L cunoască pe Domnul, să-L slujească pe Domnul. Și e mare diferență. E aici o conjuncție care spune și Samuel încă nu cunoștea pe Domnul, care face toată diferența. Fiindcă n-a ajuns la vârsta în care să înțeleagă, să poate să aibă o conversație, o părtășie, o discuție. De asta nu cunoștea pe Domnul. Fiii lui Eli erau oameni cu familiile lor, cu... în slujbă intrați, dar nu-L cunoșteau pe Domnul, fiindcă nu erau interesați să-L cunoască pe Domnul, erau interesați în altă viață. Și când vine momentul în care Domnul îi se arată lui Samuel, atât cât poate Samuel să înțeleagă, era un tânăr adolescent posibil, și Domnul îi transmite un mesaj deloc îmbucurător pentru mentorul lui. Mergi și spune că am să aduc o pedeapsă irreversibilă pentru casa lui Eli, că am să o pedepsesc și o să vadă moartea fiilor lui cu ochii. Unul rămâne pe care să-l plângă. M-aș gândi de 10 ori dacă i-aș duce mesajul ăsta.
Așa s-a gândit și Eli, și Samuel. Dar a transmis mesajul. Și fiind credincios Domnului, iubindu-L pe Domnul mai mult, atât cât a înțeles el, cât a fost acel mesaj care să-L ducă, Domnul vorbea. Și începe arătările și comunicarea Domnului la Silo să fie mai frecventă. Și apoi Domnul se arăta deseori lui Samuel. Și apoi tot poporul de la Dan până la Batseba, până la Mițpa, a înțeles că Domnul se arată lui Samuel. Și el a devenit proroc și judecător în Israel. Preot, sigur nu. N-avea cum. S-a gândit Ana când l-a dus pe micuțul ei la templu să facă curățenie și să fie sluga preoților, că fiul ei va ajunge judecătorul numărul unu, judecător de referință în Israel, că va ajunge omul pe care Dumnezeu să nu-l refuze vreodată. Țineți minte în Ieremia 15:1, e poporul Israel într-o stare deplorabilă după câteva sute de ani și Domnul spune așa, nici dacă s-ar înfățișa, Ieremia 15:1, nici dacă s-ar înfățișa Moise și Samuel, spune, în cazul ăsta nu i-aș asculta. Știți ce spune Domnul acolo? Dacă s-ar înfățișa oamenii pe care nu i-am refuzat niciodată, oamenii cărora m-am arătat, care au stat în prezența mea, cu care am vorbit și am avut comuniune, cum n-am avut cu alții. Moise și Samuel. Dragi tineri, poți să crești în mediul cel mai sigur, secure, să mergi la cea mai conservatoare școală creștină, să fii dus la școala biblică de mic și ținut de mână și să închidă ușa după tine, să fie sigur că nu ești afară dacă ești plin de năzbâti. Dacă tu nu-L dorești pe Domnul și inima ta nu-L caută pe Domnul, în cel mai bun mediu în care să fii salvat și în care să-L slujești pe Domnul, poți să fii un fiu al dracului. Poți să fii un fiu al ghenei. Poți să fii un destrăbălat și poți să aduci rușine numele lui Dumnezeu și blestem peste casa ta. Ține bine minte ce zic. Am fost la una dintre cele mai conservatoare școli din Statele Unite ale Americii, la Tennessee Temple University, pe vremea când eu eram student. Dar au fost expatriculați studenți de acolo pentru drog, pentru relații sexuale. La cele mai conservatoare școli din America. Nu există mediu safe pe lumea asta decât dacă ai o inimă care dorește să-L caute pe Domnul. Atunci îl vei găsi. Atunci el se va lăsa găsit. Și poți să fii un tânăr care să crești în cel mai pervers mediu și în cea mai dysfunctional family. Și nu spun că asta e idealul, dar spun că se poate și așa, în care să fie abuz în familia ta, în care să fie mare nedreptate, în care în fiecare seară să dormi plângând și să nu știi dacă va mai fi o dimineață pentru părinții tăi. E trist să fie așa, da? Sunt și din astea. Dacă îl cauți pe Domnul, dacă îl cauți pe Domnul, poți să fii un om folosit de Dumnezeu cum nici în vis nu-ți poți imagina. Nu trebuie să ai numele de nu știu cine, și nu trebuie să ai moștenirea de nu știu cui, trebuie să-L cauți pe Domnul. Și Dumnezeu să fie moștenirea ta și partea ta de avere. Și va fi mai mult decât cea mai mare fericire din lume. Din cel mai sfânt loc au ieșit cei mai corupți tineri și din cel mai corupt anturaj a ieșit cel mai integru om. Dacă vă uitați la sfârșitul mandatului lui Samuel, când își încheie ștafeta, spune în fața poporului adunarea de la Mițpa, dacă nu greșesc, să spună ce au împotriva lui și dacă a nedreptățit pe cineva cu ceva, fiți atenți, dacă a nedreptățit pe cineva cu ceva, cine are de dus o plângere să se ridice și să o spună. Wow! Un om care a fost judecător zeci de ani să spună dacă în vreun caz am fost părtinitor, dacă am primit mită, dacă m-am asociat, că sunt prieten, dacă ceva s-a întâmplat și am făcut o nedreptate, ridicați-vă și spuneți-mi. Din cel mai sfânt loc au ieșit cei mai corupți tineri și din cel mai corupt anturaj a ieșit cel mai integru om.
Și m-am gândit că poate Dumnezeu a îngăduit ca Samuel să crească în acel mediu corupt, să vadă preoții Domnului niște destrăbălați fiind și să vadă cum se ia mită și cum se calcă dreptatea și cum se disprețuiește jertfa și închinarea, ca în viața lui să-i pună Domnul un dezgust față de nedreptate, față de înșelăciune, față de păcat. Și se spune, dacă voi avea vreodată șansă în viață ca să am vreodată influență pentru Dumnezeu, așa ceva nu se va întâmpla. S-ar putea cineva în seara asta să fie într-o situație de genul ăsta în care să-ți plângi ziua. Poate la locul de muncă, poate, știu eu, Doamne ferește, în familie, dar contextul în care ești. În loc să stai și în fiecare zi să murmuri și să spui, why me, Lord? De ce eu, Doamne? Ce-ar fi să privești în jur să spui, Doamne, ce lecție învăț aici? Învăț să iubesc dreptatea, învăț să prețuiesc mila, învăț să fiu un om integru. Doamne, ajută-mă niciodată, nici măcar în vis să nu-mi permit așa ceva. Atunci ai fi un om înțelept. Atunci, din cele mai rele condiții, are și cea mai mare binecuvântare. Totul se rezumă în jurul unui singur lucru, să-L cunoști pe Domnul. Fiii lui Eli nu l-au cunoscut pe Domnul și de aici a urmat o viață așa cum au putut ei profita. Samuel însă nu l-a cunoscut, dar Domnul i s-a arătat și l-a cunoscut și a prețuit relația cu Dumnezeu și a devenit un om de referință cu o influență fantastică peste generații. A știut Ana când și-a dus copilul să lase slugă la preoții ăștia ce va ieși din el, nici în vis. Însă a știut Dumnezeu și a răsplătit acea credincioșie. Așa că pentru dumneavoastră, părinți, și pentru voi, părinți tineri, vă încurajez, prețuiți-L pe Domnul, căutați-L pe Domnul, cunoașteți-L pe Domnul și dăruiți relația cu Dumnezeu copiilor voștri. Investiți-vă în ei. Nu va fi cât știți despre Domnul, ci va fi cât din relația voastră cu Dumnezeu va fi transparentă în viața copiilor voștri, așa cum a făcut Ana și nu cum a făcut Eli. Și apoi, dragi tineri și copii, viața nu e dreaptă la tinereți. I know life is not fair. Și am trecut pe acolo. Și am învățat niște lecții dure, cu sfinți de-ai Domnului unele din ele. Ia lecțiile astea care sunt în viață, that life is not fair. Și spune, Doamne, prin harul Tău, îți mulțumesc că am trecut și pe aici, ca să văd cât de rău e să fie așa. Și ajută-mă ca niciodată, să nu mă demit. Să vorbesc așa, să gândesc așa, să fiu așa. Help me to be different. Eu cred că de asta Dumnezeu a îngăduit ca David să fie vânat de Saul. Să vadă ce rău e să fie un împărat invidios și nebun. Și atunci când tu ajungi împărat, să nu te porți niciodată așa. Și David a fost un om fantastic ca și rege. Poate tocmai datorită faptului că Dumnezeu l-a lăsat să treacă prin acei ani, nu zile sau luni, de nedreptate în care viața să-i fie și să-i folosesc cuvintele lui la un pas de moarte. Poate de asta l-a lăsat și pe Iosif în Egipt. De fapt, sigur, Dumnezeu a întors rău într-un bine. Și poate de asta te îngăduie și pe tine în anumite situații ale vieții în care viața nu e corectă și nu e dreaptă. Ca să o faci să fie prin harul lui Dumnezeu și prin cunoașterea lui când vei avea tu șansa. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Să-i mulțumim Domnului că ceea ce face deosebirea și în viața de părinte, și în viața de copil sau de tânăr, este cunoașterea Domnului. Și când Domnul este pus pe primul loc, toate celelalte își vor găsi rostul lor în viață. Doamne, Tată, Tu ai făcut viața și ai refăcut-o după căderea omului în păcat și o refaci ori de câte ori cineva te caută din toată inima. Și am văzut, Doamne, și în viața acestor familii din paginile Scripturii, ce mare diferență face cunoașterea Domnului și pasiunea față de Domnul și reverența și atitudinea de loialitate și respect care ți-o acordăm. Și parcă se împlinește cuvântul din Galateni, ce seamănă omul aceea va secera. Ai milă și îndurare, te rugăm, Doamne.
Îți mulțumim că trăim în generația Harului. Îți mulțumim că nu trebuie să mergem la silo, Doamne, ca să ne închinăm, ci acolo unde suntem, în duc și în adevăr, a venit vremea care putem să-L căutăm pe Domnul. Că suntem într-o adunare sau că suntem acasă sau că suntem într-o sală de clasă. Doamne, îndreaptă inimile noastre spre Tine și ajută ca inimile noastre să Te caute pe Tine mai mult decât orice în lumea asta. Ajută părinții să Te prețuiască și copiii să vadă asta. Ajută copiii să Te caute, Doamne, și să aibă părtășie cu Tine, să se bucure de relația care Tu le oferi și să fie oameni pe care să-i folosești pentru binele poporului Tău și pentru numele Tău cel mare. Și îți mulțumim că ne putem încredința Ție, o Dătătorul vieții și adevăratei fericiri. Ne rugăm în harul Tău să fim și în această perioadă de vară, în acest sezon de călătorii, de vacanțe, să fii cu cei care vor trebui să meargă la operație, cu cei care sunt în reabilitare. Doamne, îți mulțumim că ne putem încredința Ție. Asta ne dă un curaj extraordinar să pășim în viitor. Ne știm ce aduce viitorul, dar știm cine e acolo. Domnul domnilor și Împăratul împăraților, care e Mântuitorul nostru și Tatăl nostru. Și de aceea Te binecuvântăm și ne închinăm Ție, Tată, Ție, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.